circulația în zona Libertății va fi fluidizată în scurt timp. Firma care a câștigat licitația va finaliza proiectul până la sfârșitul acestui an, înainte de termenul programat. Lucrările sunt în grafic, acum am discutat cu constructorul, are termen de execuție 30 de zile, dumnealui consideră că va termina ceva mai devreme. Sunt câteva complicații, au fost descoperite niște rețele de apă și electricitate de care constructorul nu avea cunoștință la demararea lucrărilor, dar sper să nu ne încurce și să ne țină pe loc. Reușesc să lucreze în paralel până se va devia traseul. Este vorba de un stâlp de electricitate, acesta va fi mutat și de asemenea rețeaua de gaze, cum vă spuneam, deviată. Eu zic că se vor rezolva în câteva zile și în luna noiembrie, în jurul datei de 15, sper să îl putem inaugura. Ce este un lucru îmbucurător, acest sens giratoriu se va construi pe cheltuiala celor de la Kaufland. Administrația locală le-a impus prin hotărârea de Consiliu Local emisă încă din anul 2005. Eu cred că se vor rezolva problemele de trafic în acea zonă, mai ales că s-a construit vis-a-vis un centru comercial foarte vizitat de către cetățeni. Zona s-a aglomerat. Prin acest sens, prin construirea acestui sens, cred că rezolvăm problema traficului și reușim să-l fluidizăm și creștem siguranța rutieră în zonă.